Și am onoarea și plăcerea să le introduc pe domnul doctor, pe domnul conferențiar, doctor Ștefan Mustață. Domnul doctor este sucevean, a terminat Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și a făcut rezidențiat în România și după care a decis să-și continue studiile atât în Anglia cât și în Canada. În 1991 a plecat în Canada și din 2004 s-a alăturat secției de nefrologie din cadrul Universității din Calgary, Canada. Domnul doctor este un om extraordinar, l-am cunoscut de mai mult timp. Să nu credeți, nu mă cunoaște bine, de asta spun. Nu este adevărat, este un om minunat, are un suflet foarte mare și știu asta nu pentru că l-am cunoscut personal, ci pentru că am stat de vorbă cu pacienții lui din Canada. Și toată lumea, toți pacienții au numai cuvinte de laudă la adresa lui. Și este și un promotor al exercițiului fizic pentru pacienții cu patologii renale, pentru wellness, pentru starea de bine și pentru o viață de o calitate ridicată din toate punctele de vedere. Vă rog frumos să-l ascultați, să-l aplaudați, să-i urăm bun venit, fiindcă... Mulțumesc, Anca! E o plăcere să fiu aici și vreau să vă spun că arătați, sunteți foarte frumoși. Ok? Zâmbet, tinereții, asta e o chestie mare și îmi pare bine că eu sunt om bătrân, deci pentru mine o interacție de genul ăsta ar fi foarte folositoare. Vreau să vă spun că eu mă ocup de nefrologie și vreau să încercăm să facem împreună o conversație despre ce ați putea voi face dacă cumva veți decide să faceți, să vă axați pe medicină internă și pe nefrologie, pentru că nefrologia este o specialitate dificilă și, după cum știți, pacienții de nefrologie sunt complicați. Deci, vreau să încep prin a vă aminti un pic. Apropo, am înțeles că aveți examene. Vine sesiunea acum? Da. Deci, încă o dată mulțumesc că eu, dacă aș fi fost în locul vostru, nu mai veneam la prelegerea asta. Să te-am și învățam. Deci, câți dintre voi sunteți în anul întâi? Ridicați mâna. Anul întâi. Anul doi? Ok. Anul trei? Ok. Și anul patru? Ah, anul patru mai mult aici. Ok. Ok. Deci voi înseamnă că o să mă puneți în dificultate cu întrebările. Ok. Deci, datorită faptului că este o audiență variată, eu am să încerc să fac o chestie destul de flexibilă. Deci, voi vă amintiți ceva despre rinichi? Ok. Eu, datorită faptului că sunt... încerc să fac chestiile mai puțin complicate, în primul rând vreau să... Vă spun că în momentul în care ați înțeles rinichiul și cum funcționează, înseamnă că o să vă ajustați conduita terapeutică în funcție de ce știți despre rinichi. Deci, hai să zicem că eu am uitat complet despre ce face rinichiul. Care sunt, hai că încep cu anul 4, că voi sunteți cei mai cu experiență. Cu ce se ocupă rinichiul? Care ar fi, să zicem, una din funcțiile renale? Excreție sau clearance. Ok, perfect. So, excreție sau clearance, asta înseamnă că rinichii dau afară toxine. Ok? Am să încerc să fac o balanță între partea asta și partea cealaltă. Deci, dacă eu am spus excreție, dați-mi un exemplu de o toxină care este dată afară de rinichi. Amoniac. Foarte bine. Urea ar fi altă. Deci, datorită acestor toxine pe care începem să le înțelegem, spune, stai mă puțin, că pacientul ăsta are uremie. De ce? Pentru că se acumulează urea. Și asta înseamnă că dacă voi sunteți, că am înțeles de la Anca că sunteți copii excepționali,
înainte de a intra în salon și văzând pacientul care este internat pentru probleme de rinichi, vă gândiți, măi, există posibilitatea ca acest pacient să aibă uremie. Deci dacă are uremie, trebuie să fiți foarte atenți cum începeți conversația. Că eu, de exemplu, dacă aș avea uremie, conversațiile s-ar putea să fie destul de simple și nu pacientul s-ar putea să nu vă înțeleagă foarte bine în ce spuneți voi. Da? Deci, una este uremia. Deci, toxinele și funcția de excretorie și clearance. Altă funcție. Filtrare. Ok. Filtrare. Nu mai intrăm în chestia cu filtrarea glomerulară, că nici eu nu înțeleg foarte bine. Ok? Deci nu vă faceți probleme de genul ăsta. Chestia este că în momentul în care se filtrează ceva, se filtrează și toxine, dar se filtrează și apă, lichide. Deci, automat, în momentul în care vă gândiți despre rinic, se ocupă cu detoxifierea organismului și filtrarea de lichide și astea, vă gândiți, măi, nu numai că pacientul ăsta nu prea o să aibă foarte multă conversație cu mine pentru că o să fie puțin cam în lumea lui sau în lumea ei, dar datorită faptului că filtrarea este redusă sau uneori este zero, ok? Ce se întâmplă, de exemplu, dacă filtrarea se duce la zero și nu mai, să zicem, eu nu mai fac pipi? Ce se întâmplă din punct de vedere al balanței lichidelor în organism? Apariția edemelor. Perfect. Deci, imediat, voi și apropo, sunt sigur că toți care sunteți aici veți trece examenul de care vine acum. Deci nu vă faceți probleme. Ok? Se vede după fețele voastre că sunteți bine pregătiți. Sfatul meu că făceam greșelile astea în facultatea de medicină, nu stați noaptea foarte târziu și nu beți prea multe cafele. Ok? Ca să fiți dimineața, să fiți cum sunteți acum, zâmbitori, încrezători și asta, și o să treceți examenul. Că nu e sfârșitul lumii. Ok? Deci, în momentul în care voi vă duceți către salonul de nefrologie și știți pe cine veți întâlni, gândești, măi, persoana asta pe care am să întâlnesc, care devine pacient și asta o putem vorbi un pic, pentru că relația dintre asistentă medicală și, sau asistenții medicali și pacienți este o relație excepțională și deosebită, a priori, deci înainte de a intra acolo, voi începe să vă gândiți, stai puțin, eu intru într-o cameră unde va fi cineva care va fi suferind, va avea probabil ceva probleme cu mentația, ok? Și s-ar putea, datorită faptului că au insuficiență, are insuficiență renală și filtrarea este jos, s-ar putea ca să fie edeme. Și unde vor fi edemele astea? Ce părere aveți? Unde vă așteptați să găsiți edeme și cum o să demonstrați obiectiv că sunt edeme? Unde? Da, deci, dacă pacientul este în pat, la orientală, s-ar putea să nu vedeți să găsiți prea multe edeme, pentru că lichidul se redistribuie. Dar dacă este în picioare sau șezut, s-ar putea să vedeți edemele gambiere. Uneori, când sunt edeme foarte mari, nu mai contează poziția. Le vezi de la vorba aia, de la o coș. Și pielea este întinsă, este umflată, se văd edemele. Edemele la membrele inferioare, nu, adică pe lângă o chestie din asta, o importanță estetică, nu sunt neapărat omorătoare sau periculoase. Ok? Dar unde este edemul cel mai... unde devine acumularea de lichid cea mai periculoasă pentru organism și imediat poți să-ți dai seama că pacientul are probleme? La plămâni. Exact. Deci, uneori, de asta vă spun, este foarte important ca voi să vă folosiți toate simțurile în momentul în care vedeți un pacient. Deci, vă uitați la pacient, îl ascultați, îl atingeți, pipăiți și chestii de genul ăsta, dar uneori, înainte de a ajunge să atingeți pacientul, vă dați seama că această persoană are, de exemplu, o respirație rapidă, tahipnee, și vă gândiți, măi, s-ar putea ca asta să fie datorită unui edem pulmonar. Deci, dacă vedeți un pacient, să zicem, la ora... Voi când veți începe programul ca asistente? La 7. Ok. 7:30, intri într-o cameră și se spune, uite, pacienta respectiv sau pacientul respectiv are insuficiență renală
și vă duceți să vă faceți, să faceți assessment-ul, să, să luați semnele vitale și toate astea. Dacă pacientul sau pacienta respectivă are edem pulmonar, care e prima chestie care o faceți și care poate să ajute pacientul imediat? Da, poziționarea pacientului, deci să nu, că uneori facem greșeli și noi facem, mai ales eu, că vorba aia sunt uituc. Lași pacientul întins orizontal și începi conversația. Stai, băi, dar de când ai greșit așa și nu știu ce, și vezi imediat că pacientul devine inconfortabil. Deci, poziționați pacientul ăla la 30-45 de grade, pentru că automat ajută edemul pulmonar și după aceea alte chestii. Nu știu cum e aici, în orice cameră a pacienților care sunt internați, este oxigen. Deci, automat, uneori n-aveți nevoie de prea mult oxigen, dar, după cum știți, psihologia pacientului este momentul în care asistenta sau asistentul vine și vorbește frumos și începe să facă să stabilească o conversație, o comunicare, imediat oxigenul este parte din această conduită. Și pacientul imediat se simte că cineva are grijă de el sau are grijă de ea. Care este primul lucru. Deci, sfatul meu, că fiecare avem problemele noastre, vorba aceea personale și astea, în momentul în care intrați în camera pacientului, lăsați toate problemele astea la ușă. Deci, voi aveți, părerea mea este că nu există profesie mai frumoasă decât cea care ați ales-o voi. În momentul în care un pacient vede că sunteți acolo și îți încredințează viața și sănătatea și stabilește o relație specială cu el sau cu ea, asta e o chestie care, nu foarte mulți oameni din lumea asta au norocul să o facă. Dacă te gândești, de exemplu, la cine interacționează, cu familia mea și cu prietenii mei, este asistenta medicală, doctorul și preotul. Oameni care sunt relații de genul ăsta, așa, foarte importante. Deci, în momentul în care ați ajuns acolo și vă concentrați, vă axați pacient, faceți în așa fel încât toate simțurile voastre să fie treze și să obțineți cât mai multe informații. Și uneori noi observăm și noi avem un noroc foarte mare pentru că dacă vă uitați la istoricul relației pacient-asistență medicală și medici, de mult, și asta vorbesc ani în urmă, când vorba aceea eram și eu tânăr, era chestia asta că doctorul este un fel de Dumnezeu. Mai este. Mai este? Ok. Aha. Dar până la Dumnezeu sunt sfinți, deci sunt multe chestii care se pot rezolva prin colaborare, prin comunicare. Deci, de exemplu, noi avem noroc foarte mare și aici intervine un proces de selecție. Asistentele care lucrează pe nefrologie la noi, la spital, sunt practic considerate asistentele cele mai bune. Pentru că în primul rând, un bagaj foarte larg de cunoștințe medicale și după aceea sunt obișnuiți sau obișnuite să trateze pacienți complexi. Pentru că pacienții de nefrologie nu sunt de regulă pacienți care vin cu un apendice. Asta nu vreau să fac mișto de chirurgi sau ceva. Dar pacienții de nefrologie au diabet, au hipertensiune, au dializă, au fistule, au toate astea. Deci sunt niște pacienți complexi. Deci o aveți o ocazie unică ca să stabiliți o relație cu ei. Și relația asta cu ei începe cu, este foarte important cum încercați să-l angajați pe pacient, să intrați în legătură. Pentru că dacă mergi la pacient, să zicem, vă dau un exemplu, și spui, hai, cum merge treaba astăzi, hai, întoară, ridică-te și nu știu ce, și ești cu mișcări bruște și în astea, fără niciun fel de altă conversație, cum v-ați simțit, cum am mers noaptea, pot să vă poziționez așa și pot să ascult așa. Deci, chestiile astea care sunt considerate, nu sunt așa de importante medicale, dar de fapt sunt foarte importante pentru că în momentul în care voi aveți conduită de genul ăsta, pacientul începe să vă
se stabilește o legătură și stabilește această relație de încredere, care este foarte importantă. În momentul în care voi reușiți să stabiliți relația de încredere, pacientul începe să vă spună povestea. Și fiecare are poveste. Și chestia foarte frumoasă în medicină este că fiecare poveste este diferită. Ok? Deci, voi în momentul în care vă duceți la patul bolnavului, începeți cu semnele vitale? Cum începe interacțiunea? Trebuie să ne prezentăm. Da? Cerem consimțământul pentru oricine dorim să facem. Oh, aici, fii atent. Bravo! Deci, vă prezentați, cerem consimțământul și după aceea cum începeți să luați tensiunea și astea? Explicăm procedura așa. Explicați procedura așa. Deci, și după aceea începeți cu semnele vitale? Ok, ok. Deci, aveți un pacient care e admis pe salonul de medicină internă sau nefrologie, care credeți că va fi tensiunea unui pacient cu, să spunem, insuficiență renală acută? Are să fie normală, joasă sau crescută? Ok, deci, uneori e o chestie care aproape că se dezvoltă automat, dacă vezi un pacient care are edeme destul de serioase și începi să vorbești și deja știi despre ce e vorba, te aștepți ca tensiunea să fie crescută. Tensiunea crescută poate să fie acută, crescută, sau poate să fie o hipertensiune cronică care e netratată și s-a accentuat datorită faptului că acest pacient a devenit edematos. Da? Dacă ar fi să vă întrebe cineva despre fiziopatologia hipertensiunii arteriale în pacienții renali, okay, care credeți că ar fi niște mecanisme ale tensiunii arteriale, a hipertensiunii arteriale în pacienții renali? Cam care ar fi cauzele? Pentru că asta are implicații în modul în care te gândești la tratament și faci assessment-ul. Da. Mai tare. Excepțional. Voi, gata, aproape sunteți gata să faceți nefrologie. Deci, cauza numărul 1 a tensiunii arteriale în pacienții de nefrologie este sare. De asta m-am mâncat în nefrologie, că e ușor. Nu e cum e, de exemplu, radiologia intervenționistă sau cardiologia, care sunt mult mai complicate, cu inima, cu astea, cu sunetul, cu ce. Deci, sare. Deci, momentul în care voi știți deja că sare are legătură cu hipertensiunea în pacienții renali, vor fi niște chestii la care va trebui să vă uitați. Deci, în momentul în care, să zicem, pacientul are hipertensiune și crezi că este o balanță care s-a înclinat în echilibrul sării și apei, spuneți, măi, are tensiune, balanța de sare este pozitivă, deci am să mă uit la edeme. Deci începeți să faceți assessment-ul, să vă uitați la care sunt edemele și, bineînțeles, voi unde, care parte a corpului vă uitați pentru edeme și unde faceți, unde presați la început? La jos aici sau sub genunchi sau unde? La TV. La TV? Deci în zona pretibială uitați pentru edeme și nu pot să spun că în 100% din cazuri, dar probabil în 80% cel puțin vor fi edeme prezente și asta vă confirmă că tensiunea este crescută datorită unui echilibru din asta de sare. Iar asta este implicații foarte importante în privința terapiei. Deci, ce o să încerci ca să faceți dacă pacientul are hipertensiune și dacă credeți că sarea are un rol important în decursul internării sau și după externare? Da, regim hiposodat. Asta e una și nu cred că e o problemă în spital, că mi-echipul cu mâncarea în spital nu are niciun fel de sare. Ok? Și altceva ce puteți să-i spuneți la pacient, dacă să zicem, vă spun, băi, am 5-6 kg am luat în ultimele 2-3 săptămâni și adică abia mai respir și am disnei și nu știu ce. Restricție hidrică. Deci, regim de sare când voi mai trebuie să vă ocupați de chestia asta sau automat spitalul îi pune pe sub 2 grame de sare pe zi. Doar vor scrieți hiposodat? Da? Ok. Deci astea se fac automat și după aceea tensiunea
Voi când faceți, când vă duceți la patul bolnavului, faceți vreodată măsurătorile de tensiune posturale? Da? Este parte din rutină sau se fac o dată în Paște? Deci, cam, de regulă, se fac doar măsurătoarea tensiunii cu pacientul în decubitus, nu? Ok. Și după ce se măsoară tensiunea și vă dați seama cam despre ce vor, și părerea mea este că marea majoritate a pacienților vor avea hipertensiune, după aceea puteți să treceți la celelalte funcții vitale. Pacientul are tensiune 8 cu 4. Ok? Și are insuficiență renală. Ce părere aveți despre chestia asta? E o chestie de surpriză sau sunteți pus pe picior greșit de treaba asta? Vă dă asta vreo indicație asupra etiologiei insuficiențe renale acute? Deci tensiunea normală, cât ai? 12 cu 18. Pacientul are 8 cu 4 tensiune. Ce părere aveți? Da, și ce vă spune asta în privința etiologiei insuficienței renale? Ce părere aveți? S-ar putea să fie o toxicitate a urei și asta putem să ne mai gândim cam ce se mai întâmplă, pentru că uneori pacienții se prezintă cu o pericardită, s-ar putea să aibă pericardită cu tamponadă și din cauza asta inima nu bate bine și este hipotensiv. Dar alte chestii chiar și mai comună, când cineva are tensiune 8 cu 4, Ce se întâmplă cu rinichii în momentul în care ei nu sunt perfuzați? Hipovolemie. Da, o sare de hipovolemie. Deci, părerea mea, dacă vedeți un pacient de genul ăsta și vedeți că pacientul sau pacienta nu au probleme și nu sunt în edem pulmonar și nu e vorba aia, trebuie să puneți la 100% oxigen și asta și este o stare hipovolemică, nu mai pierdeți foarte mult timp și faceți assessment-ul complet, pentru că voi sunteți ochii și urechile. Ok? Deci voi sunteți cei care, în mod normal, veți alerta celălalt care spun, băi, o sare de hipovolemie, aici trebuie să acționăm rapid. Și dacă e cineva care are hipovolemie, la ce vă gândiți să faceți? Pacientul nu o să fie din asta, hipovolemie, dăm să beau, nu știu, un litru jumate de apă sau asta. Deci puneți, apropo, când sunteți voi de bun la intravenoase? Practicați intravenoasele din anul întâi? Deci le faceți walking ish? Perfect. Deci fiți sigur, faceți în așa fel încât să fie acces venos rapid și după aceea vorbiți cu cine este de gardă sau cine din colegii de acolo, spuneți, domnule, este o stare de hipovolemică, pentru că nimeni nu o să vă spună, lasă-mă băi în pace, că de cine nu-ți faci tot assessment-ul când vorba aia sunt multe alte chestii de făcut. Pentru că trebuie să adresați problema asta imediat. Deci, nu aveți una din chestiile care vă sfătuiesc eu, nimeni nu o să înceapă să țipe la voi sau să facă plângeri la asistenta șefă sau o chestie de genul ăsta dacă voi întrerupeți examenul inițial și spuneți voi continua examenul în minut, două, haideți să încercăm să tratăm starea de hipovolemie, pentru că e o chestie care s-ar putea să nu aștepte prea mult. Un pacient hipovolemic o să vă prindeți imediat, pentru că pacientul hipovolemic nu o să înceapă să facă glumii cu voi. Ok? Decât dacă este un pacient hipovolemic cronic. Deci sunt unii pacienți, vă dau un exemplu. Aveți un pacient care are insuficiență cardiacă, cronică, inima abia mișcă, în loc de așa, abia așa, și tensiunea normală este cam 8-9 și pacienții din ăștia poate să vină la spital și să vorbească cu voi, să aibă niște pe dracu. Dacă așa este situația, nu-i nicio problemă, pentru că mentația pacientului și felul cum interacționează să vă spună despre gravitatea situației. Mulți pacienți care sunt obișnuiți sau o tensiune normală și care au 8 cu 4, nu o să vorbească cu voi și nu o să glumească prea mult. Nu o să discute despre chestii politice, despre Ucraina, despre Gaza, despre aia. O să fie o conversație foarte scurtă. De regulă, unilateral. Ok? Și rata respirației urmează, nu? E următoarea chestie. Asta, tahipnea, o să vedeți imediat. E foarte important și e o chestie care
o să vă ghideze și o să vă confirme că sunteți pe drumul cel bun cu tratamentul, pentru că s-ar putea să decideți să faceți niște tratamente la pacientul respectiv și semnele vitale s-ar putea să vă spună, domnule, ești pe drumul cel bun sau mai trebuie să mai lucrăm la treaba asta. Ok? Și cum este legalitatea asistenței medicale aici? Deci voi, de exemplu, dacă vă duceți și luați saturația oxigenului, voi faceți titrarea oxigenului? Doar dacă medicul recomandă. Ok. Deci dacă, dacă, să zicem, saturația este 86%, voi vorbiți cu doctorul de gardă și ajustați oxigenul ca să aduceți la 90%? Da. Sau aveți voi să o faceți automat, pentru că vă dați seama că pacientul are nevoie de mai mult oxigen? Nu, trebuie la indicația medicului. Păi doctorii ăștia, băi. Ok. Și deci asta e o chestie care practic voi o faceți automat și imediat intrați în legătură cu medicul de salon sau de gardă. Da? Ok. Și după ce terminați cu astea vitale, care ar fi conduita, care ar fi pasul următor la un pacient cu insuficiență renală, să zicem acută, vorbim acum de cronici, insuficiență renală acută. Deci am vorbit un pic despre excreție, un pic de filtrare. În momentul în care persoanele respective nu filtrează ca lumea așa o edeme și am început să vorbim despre balanța de apă și sare, partea cealaltă a balanței, deci nu intake-ul, deci ce intră, ce iese, cum faceți? Cum faceți voi assessment? Cum vă uitați la output, la ce iese din corp? Și spunem, monitorizarea asta diurezei, să zicem că pacientul vorbește și poate să spună și face monitorizarea. Un cateter din ăsta folii într-o insuficiență renală acută se pune automat sau sunt niște anumite criterii după care vă ghidați. Dacă este? Am înțeles. Și asta, globul vezical, aveți un ultrasunet din ăsta? Care face salvatul bolnavului? Medicul. Cum? Am înțeles. Asistentele poate să facă? Nu. Cum? La palpare. Am înțeles. Și cum ați învățat despre chestia asta cu palparea și percuția vezicii, ca să vedeți despre ce e vorba? E parte din chestia de care le face stafatul bolnavului sau nu neapărat? Ok. Dacă nu le faceți, astea sunt niște întrebări foarte clare care puteți să le puneți pacienților și prin care ei o să vă dea indicații asupra faptului că s-ar putea să fie o problemă post-renală. Deci, hai că mă duc în partea dreaptă acum și vă întreb. Ce vă spune pacientul dacă sunt niște probleme post-renale, după rinichi? Ce puteți să întrebați? Numărul 1, dacă faceți pipi, dacă ați făcut mai puțin sau mai mult, uneori pacienții vă spun, domnule, eu fac mai mult pipi. Există posibilitatea ca ei să aibă o obstrucție, să fie ceva post-renal și să vă spună că fac mai mult pipi? Există. De ce? Pentru că ei spun, da, fac mai mult, dar de fapt ei se referă la mai des. Deci au o frecvență. Cum se spune? Polachiurii? Da. Deci au polachiurii. Dacă îl întreb, ok, și când faci mai des, faci mai des pentru că bei mai mult și faci, cum să spun, colegi pășica o dată pe ori și spun, nu, fac mai des, dar vin picături. Foarte puțin. Deci au polachiurii. Dacă au polachiurii, ce altă întrebare? Că mi se pare că se îndecorectează una cu alta. Deci fac des, pipi și altceva ce mai poți întrebi? Dacă vă doare, disurii, da? Păi voi știți totul, băi. Trebuia să vorbim cu anul 4 să vorbească despre treaba asta. Deci, polachiurie, disurie, pacientul vă spune de chestia asta și dacă
automat, dacă pacientul sau pacienta răspunde cu la chirurgie și disurie, ce ați putea face cu urina asta dacă obțineți o urină? Da, sumarul de urină și urocultură și vă uitați pentru infecții, pentru că s-ar putea aici să fie problema. Deci, dacă aveți un, să zicem, un bărbat de vreo 80 de ani, care vine cu insuficiență renală, cum? Da, dacă aveți cineva mai în vârstă, în special un bărbat, care îl examinați și faceți palpare și faceți percuții. Simțiți uneori, eu am văzut, de exemplu, vă spun, am avut un pacient care a avut o vezică cât uter, gravid, la termen. Deci am avut pacienți care au venit la spital în retenție urinară și vezica era aici, asistentul a spus, zice, măi, nici nu mai trebuie să mai fac ultrasound, echo, pentru că e vârșica până aici. Și când i-a pus cateterul, nu și-o dat seama că urina o să vină așa de repede, că el avea o prostată cam așa de mare. În momentul în care a pus cateterul înăuntru, punga s-a umplut instantaneu. Știți că este o pungă care e legată. Deci iau, nu s-au gândit că s-ar putea să vină pipile așa de repede și nu au pus o clampă la asta. Și când au băgat cateterul, au avut probleme, au intrat mai greu și până la urmă au intrat și deodată punga a făcut... Deci o pungă din asta are 2 litri de urină. Deci omul a avut 2 litri de urină așa, ca popa, în bășină. Vă dați seama. Și era și Claudii, era tulbure, urina. Deci el a pusese o retenție urinară din asta de... probabil cel puțin câteva săptămâni, poate chiar luni. Trebuie să vă gândiți la chestiile astea când le faceți. Păi, dacă fac o chestie, care va fi următorul pas? Să fiu pregătită sau să fiu pregătit pentru chestii de genul ăsta. Deci faceți examinarea și astea. De exemplu, nu știu, Dimi, cum sunt procedurile neapărat medicale și care sunt planuri din aceste puncte de vedere. Vă spun cam care este cursul la nivel internațional. La nivel internațional, inclusiv Canada și România, nu o să fie departe de chestia asta, accentul pe rolul asistentelor medicale se pune din ce în ce mai mult. Deci, vor fi trecute vremurile alea când o să spuneți câteva chestii și după aceea lumea nu o să mai aștept să mai spuneți nimic. Deci, părerea mea este să vă obișnuiți, în primul rând, să puneți întrebări. Nu cred că o să superi nimeni dacă o să spuneți, măi, am văzut și chestia asta, ce părere aveți, sau aș vrea să fac chestia asta, credeți că e bine. Pentru că voi sunteți cei care sunteți vorba aia, în prima linie. Deci, puneți multe întrebări și comunicarea asta, du-te, vino, e foarte importantă. Interesant că fiind în Canada, avem pacienți, studenți, rezidenți din toată lumea și unii vin la schimburi de experiență. Și am avut acum recent, este cineva de origine sau care are sânge german aici? Nu? Ok. Deci sper să nu jignesc pe nimeni, în orice caz vă spun povestea că așa s-a întâmplat. Au fost două studente din Germania care au lucrat cu noi acum un număr de ani. Și noi am început să facem rondul și la noi rondul înseamnă că mergem, intrăm la salon și vorbim cu asistenta și toată lumea stă de vorbă și fiecare își dă cu părerea și se adună o anumită cantitate de informații de pacient, dar este tot timpul o conversație, un du-te vino din asta, întrebări, răspunsuri și astea. Uneori medicii, chiar și, să zicem, profesorul, spune, da, am înțeles, și după aceea întreabă pe asistentă, ce părere ai despre chestia asta, că o să încercăm modalitatea asta de tratament. Deci sunt multe chestii care sunt eu le consider foarte frumoase. Din cauza asta, părerea mea este să nu aveți niciun fel de inhibiție în a pune întrebări. Cea mai... poate să fie o întrebare care, să zicem, să n-aibă sens, dar e foarte rar, pentru că se vede după voi că știți despre ce e vorba. Și prin întrebări învățați, chiar dacă faceți o greșeală, poate să vă spun ceva, nu e vorba despre asta. Dar să vă întorc înapoi la cum era conversația cu aceste două studente din Germania. După ce au fost cu noi, la sfârșit, în vineri seara, când au terminat stagiul, le-am invitat la o bere, la undeva alături de spital, că ele deja plecau la următoarea zi.
Și bosul meu, care era profesor, le-a spus ce părere ați avut despre stagiul vostru. Și le-a spus, fantastic, extraordinar. Și ăsta a spus, dacă ar fi o chestie care s-o luați acasă, care ar fi chestia care v-a impresionat cel mai mult? Și mi-au spus o chestie care eu am rămas foarte surprins, în Germania, de exemplu, și asta a fost nu de mult. Nu numai asistentele, dar internii și rezidenții nu aveau voie să vorbească direct cu profesorul. Deci profesorul venea la rând, numai rezidentul senior, la fel, vorbea cu profesorul, era ca în armată. Ei alți nu vorbeau, nu spuneau nimic, decât dacă profesorul punea o întrebare. Și aceste două studenți au spus, domnule, ce ne-a plăcut cel mai mult a fost felul în care s-a discutat la ronduri și cum era tot timpul o conversație și o dute vină și ce atmosferă colegială și frumoasă este. Deci, sfatul meu pentru voi este să vă obișnuiți de acum, pentru că am înțeles că faceți stagii și sunteți expuși la chestia asta de vorba cheia. Voi chiar din anul întâi mergeți la patul pacientului? Da. Deci să fiți obișnuite cu conversații și cu întrebări. Nu numai cu pacientul, dar și cu colegii. Pentru că uneori sunt, nu știu, oameni care au mai multă experiență și pot să vă ajute, pot să vă învețe și uneori din greșeli se învață, dar oricum e o chestie foarte importantă. Deci să nu fiți sfioase sau sfioși. Vorbiți și să întrebați. Ok? Deci, după ce se termină cu semnele vitale, unde vă axați, care e următorul pas în examinarea pacientului? Mergeți cu respiratorul sau cu cardiovascularul, cum? Ascultați plămânul, inima sau? Nu? Deloc? Ok. Timi, o să aibă voie să, în curând, să asculte inima sau încă nu? Sper. Ok. Destul doctor nostru. Sunt lucruri pe care le-am mai discutat, sper să se schimbe la un moment dat și legislația la noi, astfel încât capacitatea lor clinică să crească. Da. Numai capacitatea și să fie acreditate să facă lucrul ăsta. Aha. Ok. Bine. Deci, cum, după ce faceți semnele vitale, ce urmează pentru voi? Ce faceți acum? Cum? Administrat de medical. Ok. Deci, în afară de semne vitale, nu mai faceți altceva. Ok. Greutatea pacientului, de exemplu, o faceți? Ok. Ce părere aveți despre greutatea pacientului de cineva cu insuficiență renală? Foarte. Importantă? Cea mai. De ce credeți că e importantă? Care sunt implicațiile terapeutice a unei greutăți? Să zicem greutatea inițială. Am 100 de kilograme și am venit cu dispnee și am fost diagnosticat cu insuficiență renală. Mă examinați și vedeți că am multe edeme. Deci 100 de kilograme s-ar putea să nu fie greutatea mea normală. Okay? Foarte mare implicație terapeutică. Ce se întâmplă dacă greutatea se duce în sus după o zi, două de stat în spital? Ce vă spune treaba asta? Da, deci s-ar putea ca tratamentul pe care îl am convenit să-l dăm pacientului nu merge. Deci, la ce răspuns din punct de vedere al greutății vă așteptați, de exemplu, la o diureză când pacientul vine cu edem pulmonar și cu vorba aia, picioare ca trunchiul de copaci? Cam cât ați vrea greutatea să ducă, în echipul, cam toți ați vrea ca greutatea să ducă în jos? Cam cât pe zi? Cam cât ați vrea pacientul respectiv să piardă pe zi? Piardarea trebuie să se facă treptat. Treptat, da? Și cam cât? Da, o jumătate până la un kilogram pe zi, cel puțin. Uneori, la început, poate că ați vrea să fie și mai mult, pentru că dacă e edem pulmonar, înseamnă că sunt probabil câțiva litri de lichid în plămâni. Dar, și aveți, voi aveți o foaie de hârtie la pat sau pe computer sau astea unde puneți semnele vitale și greutate? Ok, și unde sunt de regulă la patul bolnavului? Da, pe foaia de observație acolo? Ok.
Deci asta e o chestie foarte importantă, pentru că dacă voi, dacă noi cu toții, numai voi, dacă noi cu toții suntem pe drumul cel bun, ce o să vedeți că se întâmplă cu tensiunea și cu greutatea dacă tratamentul merge? Dar tensiunea începe să scadă, pacientul începe să se simtă mai bine. Dacă în prima zi pacientul era și vorbește, întreb și spui care e, de ce ești aici și spune da, nu, deci monosilabic, e clar despre ce e vorba. O să vedeți că în câteva zile tensiunea începe să ducă în jos, greutatea se duce în jos și pacientul spune bă, sunt tare bucuros că plouă azi. Când mă duc acasă, lucrez la grădină. Deci, clar, sunteți pe drumul cel bun. Ok? Bine. Diureza unde se pune? Se pune tot pe aceeași... Ok. Și aveți, deci, greutate, tensiune. Și diureza cum este? Se pun in and out, adică ce intră și ce iese? Sau cât îți face pipi pe zi? Diureza cât îți face pipi pe zi? Ok. Da. Alte chestii nu știu exact, dar să vedeți, pentru că dacă planul tuturor merge bine și pacientul are diureză bună, înseamnă că, practic, și asta, altă chestie care sfatul meu este să o faceți cu pacienții, să încercați să le explicați ce faceți ca și tratament, pentru că uneori, dacă persoana respectivă înțelege despre ce e vorba și care este planul, este mai ușor să... conduita terapeutică să aibă succes. De exemplu, noi, nu vă spun că trebuie să faceți ca mine, dar vă spun așa, vă dau un exemplu. Noi încercăm să le spunem pacienților, băi, trebuie să faci pipi mai mult decât iei pe gură sau cât îi intravenoase zăm. Deci, trebuie să te băgăm într-o balanță negativă de apă și sare. Deci, începem să vorbim despre regimul hiposodat. Dacă aveți pe cineva care este în edem pulmonar și are probleme mari cu dispneie și vorba aia, insuficiență respiratorie, restricția de lichide este cam pacientul nostru vă iubească foarte mult, pentru că restricția de lichide o să fie cam un litru pe zi sau mai puțin. Deci mulți pacienți o să aibă probleme. Îți spun, dom'le, mi sete, vreau să beau mai mult. Dar dacă încercați și spun, dom'le, părerea mea este ca feedback-ul ăsta pentru pacient să fie pozitiv. Nu spune, bă, hai că sunt dezamăgite, că era vorba că vorba aia se duce greutatea în jos și asta, dar uite că s-a dus în sus și pe aia prea mult. Spuneți că ești pe drumul spre cel bun, dar trebuie să fie și mai atenți cât beau. Pentru că în momentul în care ei încep să facă mai mult, pipi mai mult decât beau, sau primesc intravenos, greutatea se începe să ducă în jos. Deci, toate chestiile astea, încet, încet, o să vă spună, în primul rând, cum este pacientul sau pacienta la momentul de zero, când a fost făcută internarea și după aceea, dacă merge conduita terapeutică. Și după chestiile astea, după ce completați foaia de observații, voi treceți imediat la medicamente? Administrați medicația? Sau analiză. Cum? Aha. Deci se face prima oară assessment-ul și după aceea analizele? Aha. Și voi, analizele sunt făcute de către asistentă? Deci sângele se recontează de către voi? Ok. Spuneți-mi, unde, în echipă că sunteți foarte buni la luatul sângelui și asta, de unde luați voi sânge de la pacienți? De regulă. Primul loc unde înțepați ca să luați sângele. Unde? Acolo? Da? Ok. Da. O chestie vreau să vă spun așa de curiozitate, nu că neapărat trebuie să schimbați ce faceți voi, dar dacă ai un pacient care are hipertensiune venoasă, pentru că au edeme și așa, vezi uneori că numai pulsul jugular este aici, vorba aia se mișcă cu urechea așa, că nu mai are sângele sau nu se mai că se vede imediat și pacientul stă sus și este disneie și toate astea, dar uneori, din cauza hipertensiunii venoase, pentru că ei au foarte mult lichid în corp și venele sunt pline. Deci, dacă vă uitați la venele mele, nu sunt aici, eu dacă țin mâinile așa, ele sunt destul de vizibile, da? În momentul în care iau mâna și o pun aici, deja mâna mea este la nivelul atului drept,
Deci, uneori venele astea, dacă încep să, să colapseze, îți dau o indicație că ăsta s-ar putea să fie un pic deshidratat, această persoană. Ei, pacienții care ai, dacă sunt în edem pulmonar, poți să-i pui și cu mâna așa și venele nu se colapsează. Pentru că au așa de mult fichid în el. Deci, una din chestii, și nu, asta nu vă spun ca să schimbați conduita voastră, cum luați raportat sânge, uneori venele de aici, din la mână, sunt destul de bune ca să le înțepați și să raportați sânge. Probabil că aveți niște experți care vă ajută la chestiile așa și vă învață, nu? Ok. Un pic de, cum să spun, indicație să fiți foarte atenți la pacienții renali. Dacă ai pe cineva cu insuficiență renală acută, nu e o problemă. Poți fi o persoană tânără care odată a avut o chestie nasă în viață și nu s-a mai întâmplat nimic, no big deal. Dar dacă aveți pe cineva care are insuficiență renală cronică și a ajuns în spital cu o acutizare, gândiți-vă ce se va întâmpla cu această persoană în un an, doi, cinci, sau mai mulți. Deci, această persoană va avea nevoie de o fistulă. Deci, dacă ai pe cineva și vă gândiți imediat, spuneți, da, eu nu vreau să ruinez venele acestei persoane, deci eu am să încerc să iau sânge de aici, dacă pot, pentru că fisturile nu se fac aici. Fisturile se fac ori aici, ori sus aici. Deci, cu siguranță, vena de aici, încercați să o protejați. Pentru că am avut pacienți și avem în continuare pacienți care nu neapărat sunt foarte vocali, nu spun, bă, am probleme cu rinichii, stai, nu mă atinge la chestia asta și din cauza asta au începături repetate pentru raportări de sânge și dacă înțepe o venă azi, mâine, până în 10 de mai multe de ori, se poate afecta vena respectivă și nu mai merge o fistulă. Deci noi, de exemplu, când avem un pacient cu insuficiență renală care s-ar putea să ajungă pe dializă, uneori avem chiar și semn la patul bolnavului, vă rugăm să nu raportați sânge de la partea stângă a antebrațului sau a brațului, pentru că vrem să protejăm. Dacă pacientul este dreptaci, brațul contralateral, brațul stâng, încercăm să stăm la o parte de chestia asta. Și cam cât vă ia raportarea sângelui la un pacient de genul ăsta? 5 minute? 10 minute? Da? Deci tot, să zicem, tot assessmentul ăsta care îl face la un pacient pe medicină internă sau nefrologie, cam cât durează? Tot, așa. Păi, vă recomandați, spuneți ce faceți și asta, cam cât durează toată treaba? Jumătate de oră? Mai puțin? Da? Și așa, cam, care este numărul de pacienți, de exemplu, voi dacă terminați, voi acum terminați, asta e ultimul examen, doamne, gata, la treabă? Ok, cam cât, care va fi numărul de pacienți care îl aveați pe o asistentă medicală? Dacă ajungi pe medicină internă, 3, 4, 5, 2, 10? Peste 10? Deci sunteți foarte ocupate. Ok. Deci dacă 10 și o să fie cât 15-20 de minute pe pacient, înseamnă că sunteți foarte ocupate. Da, și mai ales cu pacienți complexi. Câte sunt la voi? Câte sunt la voi la spital? Da, la nefrologie, deci asta vorbesc de nefrologie, nu vorbesc de medicină intensivă. Nefrologia e de regulă pacienți destul de complexi, sunt cam nu mai mult de 5-6 pacienți. Pentru că mulți dintre pacienții ăștia sunt deja pe dializă, au diverse probleme și nu știu ce. Deci, cum să spun, asta e și o chestie care are legătură cu cât de asistente vor fi pe salon și toate chestiile. Și ce asistente? 5 pacienți. În privința medicamentelor, aveți vreo, sigur că aveți vreo idee, dar aveți vreo întrebare în privința medicamentelor care se administrează pacienților cu insuficiență renală? În ce am vorbit până acum, s-ar putea să aveți nevoie de diuretice, nu? Ok, ce diuretic folosiți de regulă?
Prozimid. Prozimidul din care îți folosești pe gură sau și om? Și. Am înțeles. Și voi sunteți familiare, de exemplu, cu infuzii continue de furosemid? Sau se administrează, zicem, 20, 40, 60, 80 de miligrame, o doză și după aceea urmează ceară după masă? Și? Ok. Și o perfuzie din asta, o infuzie de furosemid, voi o faceți de la A la Z? Deci legați furosemidul tot și puneți și aveți și o pompă care măsoară doza? Ok. Ok. Deci, pacienții cu insuficiență renală au nevoie de o doză de furosemid care este similară cu doza normală, mai mică decât doza normală sau mai mare decât doza normală? Mai mare. Ok? Uneori de câteva ori mai mare. Dacă pacienta respectivă sau pacientul respectiv primește furosemid zi după zi după zi, ce chestii puteți să întrebați pacientul care are legătură cu efectele adverse ale diureticului? Tensiunea arterială 1, că s-ar putea că ați dat foarte mult furosemid și s-ar putea că pacienta sau pacientul să aibă probleme cu hipovolemie. Sau altă chestie, vă dau un exemplu, pacienta sau pacientul merge după o săptămână din tratament de asta și începe să spună, da? Ce spui? Deci, uitați-vă că semeni de toxicitate. La furosemid, de exemplu, dacă dai cuiva 80 de miligrame de două ori pe zi sau doze mai mari, uneori poate să capete ototoxicitate și uneori hipoacuzie. Deci uneori s-ar putea chiar să, în timpul internării respective, să auziți, păi, nu mai aude bine persoana asta datorită unor doze din astea masive de furosemid. Deci toate chestiile astea care le-am... Cum stăm cu timpul, Anca? 11. Da? Gata, aproape? Dacă doriți... Da. Nu, că n-am vrut, că au examen și cu astea. Deci toate chestiile astea se bazează pe, cum să spun, pe o foarte mare, să zicem, este o schemă terapeutică care este foarte clară și care este probabil sigură în toate chestiile care le învățați pentru examen. Dar unde intervine arta medicinei, okay? Și arta medicinei nu este doar la doctor. Arta medicinei este la asistente medicale, de asta vă spun, folosiți-vă timpul în a dezvolta această artă și a comunica cu pacienții, este cum interacționează cu pacientul. Părerea mea, chiar dacă va dura mai mult și prima zi o să vedeți o ședință acasă extenuate, petreceți un pic mai mult timp cu pacientul la început sau pacienta ca să stabiliți această relație de încredere, pentru că pacienta o să vă spună sau pacientul o să vă spună despre ce vorba. O să vedeți și știți deja sigur, în momentul în care persoana vă place, vă duceți la muncă și nu așteaptă să întrebați ceva, să vă spune, uite ce s-a întâmplat aseară. De ce? Pentru că vă place și a început să aibă încredere în voi și pentru că știe că ceva se va face datorită faptului că v-a spus treaba respectivă. Pentru că dacă ai un pacient care îți spune o chestie și tu spui, da, că mai vorbim mâine, nu o să întâmple nimic. Deci, nu vreau să vă sperii cu chestiile astea, dar vreau să un pic să vă dau, am vrut să vă dau câteva sugestii despre faptul că pacienții renali sunt destul de complexi și toate treburile pe care le faceți, gândiți-vă la și un pic de patofiziologie, de ce se întâmplă cu ei, de ce au edeme, de ce au hipertensiune, de ce au una, de ce au alta și cu aceea gândiți-vă a priori la cum se va ajusta anumită cu o conduită terapeutică și cum veți urmări răspunsul pacientului. Pentru că asta este chestie grozavă. Iar la sfârșit, pe lângă o îmbrățișare de la pacient sau la pacient, probabil că veți primi, va fi și o scrisoare scrisă de către pacienta familiei la managerii spitalului, în care va fi dat și numele dumneavoastră și veți deveni niște persoane faimoase. Ok? Aveți vreo întrebare pentru mine? Asta e cel mai important. Încercați, puneți întrebări. Despre asta se discute. Puneți întrebări. Ce diferenții există? Ce se face? Cum e acolo, la spital? Cum faceți asta? Cât durează asta? Care sunt atribuțiile unei asistente? Așa, corect. Deci, în privința atribuțiilor, chestiile s-au schimbat în ultimii ani
și asistentele medicale au un rol din ce în ce mai mare și începând cu din punct de vedere legal. Deci asistentele noastre, cele, bineînțeles, nu cele care sunt la început, cele care sunt au mai multe senioritate, au vin la noi și spun, domne, am măsurat tensiunea și astea cu semne vitale, am făcut bladder scan, am făcut ultrasunet la coșică, am ascultat plămânul și inima și astea sunt chestiile care le-am găsit și cele care au experiență ne încep deja să ne spună ce avem de făcut. Ok? Asta e o chestie foarte, foarte mișto, pentru că asta înseamnă că persoana respectivă are încredere în ea sau în el și știe despre ce e vorba, că trebuie să și gândiți. Uneori noi, dacă venim și avem 25 de pacienți admiși pe salonul de nefrologie, nu știm pe toți de la A la Z. Însă asistenta care are 5, îi știe pe toți de la A la Z. Și ne spun imediat, vezi că am uitat să vă vorbesc, dar asta e o chestie care vreau să vă gândiți. Mulți pacienți cu insuficiență renală au diabete. Altă chestie, altă din care depește este ce se întâmplă cu glucoza. Dar atribuțiile asistentelor și acum, pe lângă, avem, se cheamă student nurse, deci cum ați fi voi, studenți. După aceea este, cum ar veni, asistent, ajutor de asistent, asistent. Și acum este foarte mare push, este foarte mare, cum să spun, promovată asistenta practicantă, nurse practitioner. Deci nurse practitioner este ceva între asistentă medicală și doctor, deci este cineva care are mult mai multă autonomie. Aceste nurse practitioners, numai că fac assessment la pacienți și fac tot absolut vitalele plămânii cardiovascular, abdominal, poate să pună cateter singuri, fără numai între primărie. Ei fac ultrasunetul și dacă vă șica e plină, pun cateterul și se dă drumul la urină. Dar unele dintre ele, depinde de nivelul de pregătire, pot să scrie și rețete. Deci unele dintre ele vorbesc cu noi și spun, domnule, uite, de regulă ne cer și nouă părere. Chiar dacă uneori eu am așa de mare încredere în ele, încât îmi spun, practic, că nu am nicio problemă. Deci, să știi că eu dublez folosenitul la pacientul ăsta. Și nu am întrebat, de ce? Uite, greutatea e aceeași și output-ul la urină este unic. Deci avem nevoie de mai mult corpul. Mai trebuie să spunem. Sigur, nicio problemă. Deci, mult mai multă autonomie. Și asta e o chestie care probabil se va întâmpla așa aici. Pentru că valul este peste tot. Deci, în Europa de vest, sigur este chestia asta și nu știu, bine, probabil că tu ești numai la curent, probabil că există această tendință și în România. O să mai dureze ceva, dar trebuie să vină și din partea asistentului dorința de a asociației lor să facă lucrul ăsta. Ok. Încă o chestie. Cum selectați voi calitatea asistentului? Că poate să vină trei și voi alegeți una din trei. Faceți un examen. Noi suntem, cum să spun, asistentele la noi sunt un grup foarte puternic și au foarte multă experiență și asistentele care sunt au senioritate cu managerele sunt cei care nici nu ne întreabă pe noi despre, pentru că există niște măsuri din astea standardizate, niște chestii la care sunt uite, bineînțeles ce s-a întâmplat în timpul studiilor și cu ce experiență este acumulată și de regulă, bineînțeles că alegerea se face în funcție de nivelul de pregătire și nu în ultimul rând, de interviu, pentru că persoanele respective sunt interviuate în persoană. Deci aici e o chestie foarte importantă. Obișnuiți-vă de pe acum să vorbiți, să comunicați, să puneți întrebări. Dom'le, aș vrea foarte mult să fiu asistent aici la Cluj. De ce? Am auzit că chestiile sunt așa așa. Sau am terminat facultatea la Suceava și aș vrea să vin la spital aici la Suceava pentru că am înțeles că sunt niște chestii noi și se dezvoltă așa și am foarte mare interes în domeniul ăsta. Și să vorbiți, pentru că foarte mult, nu știu, mi-amintesc cum eram eu când am terminat facultatea, dacă îmi dădea cineva un job de doctor, spuneam, băi, l-am apucat pe Dumnezeu de picior și nu mai spuneam nimic, nu mai spuneam întrebări.
Însă, foarte multe chestii, uitați, aici interviurile pentru asistențe medicale sunt de persoană? Ok. Foarte important cum vă pregătiți la interviurile astea. Să mergeți, să fiți relaxate, să vorbiți, să comunicați, uite, asta place, asta vreau să fac, sunt așa și sunt așa, să vă știți cum să vă prezentați. Pentru că dacă avem două persoane care sunt cu anumit, același nivel de pregătire și o persoană este destul de, cum să spun, tăcută, îmi spune multe, iar altă persoană este mult mai activă și vrea să spună și vrea să facă și nu știu ce, e o chestie omenească. Deci, probabil că și la voi, nu știu exact cum merg interviul, dacă voi mergeți la interviu acum, vă intervievează o echipă care are și doctori? Sau doctorii nu sunt parte din procesul ăsta? Nu pot să spun. A, deci e variabil, da. În funcție de... Așa. În clinicile private, de exemplu, sunt manageri de clinică care intră și nu sunt neapărat medici. Aha, deci manageri. Depinde, da, depinde, de stat la, da, sau la privat. Ok. Măi, ce să vă spun, mult succes! Noi cu Anca ținem legătura, dacă vreodată o să aveți vreo... Și eu o să mai vin pe aici, dacă vreți vreodată o să mai putem să discutăm. De data asta n-am știut despre ce vor, n-am știut ce fel de audiență este, dar pot să pun și o prelegere, dacă vreți, un pic mai științifică. Dar vreau să vă spun că aveți pe domnul doctor Siriopol aici, care este foarte activ în domeniul nefrologiei. Sunt foarte mulți pacienți care au nevoie de asistență medicală, deci aveți un câmp foarte fertil. Și nu uitați, când mă duceți acolo, prima chestie, după ce spuneți bună ziua, o întrebare. Că Dimi nu o să supere. Mulțumesc! Aș cere încăduința la câteva primițene să vă spun și eu o vorbă. Nu sunt medic, deci asta e prima mea șansă. Mă bucur foarte că mă aflu în acest ambient atât de frumos și de plăcut și s-o pot ziua de astăzi foarte norocoasă pentru mine. Nu am întrebări, deși ați incitat și invitat la întrebări, se spune când avem întrebări, ceva nu este în regulă, dar voiesc ca vă spune și altceva. Eu sunt, joc în inferioritate și culmea și în deplasare, sunt absolvent de o manioare și jurnalist la Plus TV. Am o observație de felul acesta, că într-o zi învățătoarea întreabă pe cei care tocmai terminau ciclul primar și tu când vei fi mare, știți povestea, ce vrei să te faci în viața asta. Și de bună seamă, eu voiesc să mă fac doctor, eu voiesc să mă fac avocat, pentru că tata meu este judecător, eu voiesc să mă fac fotbalist. N-a spus nimeni dacă eu voiesc să mă fac profesor, n-a spus nimeni că eu voiesc să mă fac țăran cooperator, în sfârșit. Și un poznaș de acolo din bancă a ridicat și el timid mâna și a spus, eu când voi fi mare, vreau să mă fac copil. Am ajuns la scena pe care voiesc laconic să vă înșir. Și să răspund că pe semne că nu există altă meserie mai frumoasă pe lumea asta decât, o să răspundeți în cod, medicina, cum spunea însuși doctorul Ștefan Mustață, că medicina e cea mai frumoasă din lume. Nu, eu spun că meseria de copil este cea mai frumoasă din lume, care de bună seamă se adăpostește generos și în ființele dumneavoastră de profesioniști de elită. Nu vă mai spun ce spuneau învățătorii mei acum 400-500 de ani, că în lumea asta nu este alta mai frumoasă și mai de folos zăbavă în viața asta decât, spuneți-mi dumneavoastră, cititul și scrisul cărților. Sunt un pic de scârța pe hârtie, scriitor de meserie, ca să fac o rimă facilă. Sunt foarte fericit că am fost aici, că m-am salutat cu Paul Mustață și cu frățânele său și cu, de bună seamă, domniile voastre, profesioniștii de elită în devenire. Și altceva nu mai am.
Să nu uitați niciodată că meseria cea mai frumoasă, totuși, din viața noastră este cea de copil. Bravo! Mulțumesc!